În zilele în care românii sărbătoresc onomastica, cel mai la îndemână cadou rămâne tradiționalul buchet de flori. Comercianții le oferă giurgiuvenilor de la crizanteme până la trandafir sau crin imperial, totul la un preț pe care poate să și-l permită oricine. Astăzi, cu ocazia sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, la cea mai mare căutare au fost crizantemele. Cei ce au ales să cumpere o astfel de floare au trebuit să plătească între 1 leu și 3 lei pe fir. Pentru ce ați cumpărat flori? Pentru Mihaele și pentru soție. Ce le doriți sărbătoriților de astăzi? Să fie sănătoși, la mulți ani, bucurii multe și Doamne ajută. Pentru o zi onomastică, da. Ce le doriți sărbătoriților de astăzi? Sănătate multă, la mulți ani, fericire, să-și îndeplinească toate dorințele. E ziua fiicei mele și a nepotului meu și are în curte flori, dar dacă mama nu-i duce o floare, parcă nu are farmec. Ce le doriți sărbătoriților astăzi de ziua? Și copiilor mei și la toți sărbătoriții, în primul rând, mă rog de sănătate, că după aceea le rezolvăm pe toate. Comercianții de flori se declară mulțumiți în ceea ce privește vânzarea și spun că de mult nu au mai avut o aglomerație de astăzi, iar totul a fost posibil datorită prețului mic și negocierilor. Merge vânzarea? Merge. Față de o zi normală? Față de o zi normală, da. A fost jale în ultimile zile. Astăzi, da. Nu știu cât de Mihai și Gavril sunt, dar a mers mai bine față de zilele anterioare. Prețul la flori în aceste zile este același ca într-o zi normală? Același. Păi dacă vrem să ne păstrăm clienții, n-ai cum să ridici prețurile. Puteți lăsa și la preț, eu știu, sunteți dispuși la negocieri? Bineînțeles că suntem la piață. Fiecare cum își gestionează marfa, așa o are. Peste 1.300.000 de români sărbătoresc onomastica de ziua Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Dintre aceștia, aproape 600.000 sunt femei și peste 700.000 bărbați. Numele predominante la femei sunt Mihaela și Gabriela, iar la bărbați Mihai și Gabriel.